Binecuvântat să fie numele Domnului și după masa zilei de astăzi, dacă toți ne aflăm în casa Domnului la părtășie și zica Dumnezeu, să fie acela care să lăsă un cuvânt proaspăt pentru noi și binecuvântarea Lui să fie în continuare peste întreaga adunare. Zica Domnul din nou să vă binecuvintească. Mă gândeam la cuvântul acesta care s-a citit cu privire la viața noastră, cu privire la biserica în care suntem pentru o vreme așezați. Mă gândeam la cuvântul acesta și Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva gânduri care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta și zic ca Dumnezeu să fie la loc. Mă gândeam, în momentele acestea sunt pe scaun, care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Când mă gândesc la voia lui Dumnezeu, mă gândesc atunci care este voia lui Dumnezeu cu privire la biserică și fiecare în dreptul nostru să ne punem gândul acesta care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Bineînțeles, când ne gândim la lucrul acesta, ne aducem aminte de cuvinte pe care probabil Dumnezeu ni le-a vorbit vreodată. Și este așa de bine atunci când Dumnezeu ne vorbește, ne aducem aminte de mesaje pe care Dumnezeu ne-a vorbit și spunem, știm că Dumnezeu ne-a vorbit. Am auzit oameni care n-au văzut niciodată sau alții care și-au pierdut vederea și spuneam, eu am cuvânt din partea lui Dumnezeu că într-o zi o să văd din nou. Alții sunt pe pată de suferință, în necazul, în strâmtorări și spuneam, am cuvânt din partea lui Dumnezeu că într-o zi Dumnezeu se va atinge de mine. Dar m-am gândit stând aici că de atâtea ori uităm care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi astăzi. Totdeauna ne gândim ce va fi mâine, ce va fi peste o săptămână, ce va fi peste o lună, ce va face Dumnezeu când va împlini cuvântul în dreptul vieții mele și uit care-i voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea astăzi, că suntem aici în casa lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să pune în noi gândul veșniciei și un duc de sfințenie, pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, mărit să fie numele Domnului. Și noi de atâtea ori, așa cum aminteam, ne gândim la viitor, ne gândim la ceea ce Dumnezeu ne-a promis, iar unii se gândesc la ceea ce, de fapt, a trecut. Ne gândim ceea ce Dumnezeu lucrase cândva în viața noastră, ceea ce Dumnezeu făcuse cândva cu ani în urmă și, așa cum aminteam deja, uităm să ne oprim în dreptul nostru în ziua de astăzi. De aceea aș dori ca cuvântul lui Dumnezeu să ne atingă inima și să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi și care-i planul lui Dumnezeu cu privire la noi acum. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, în mod deosebit aș dori să lucrez în viața noastră și această lucrare să fie transformarea vieții noastre, mărit să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că undeva când am avut 17 ani, când m-am întors la Domnul, eram și eu tânăr în credință, nu numai tânăr la ani. Și mi-aduc aminte că a venit un tânăr la mine și mi-a spus, am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Eu m-am uitat la el, el s-a uitat la mine, mi-a spus, slavă Domnului. Și când mi-a spus descoperirea, m-am dus acasă și n-am dormit toată noaptea. Pentru că i-a spus că Domnul răpește. Eu fiind tânăr în credință, vă dați seama că l-am crezut. M-am dus acasă și am zis, Doamne, dacă Tu răpești cu fratele, ar trebui să mă răpești și pe mine. M-am pus și eu pe rugăciune și am zis, Doamne, nu este mai pocăit ca mine. Că pe rând și eu mă lupt și trăiesc adevărul și dacă Dumnezeu face astfel de descoperit, spunea fratele, 40 de zile Dumnezeu mi-a dat la dispoziție să mă rog și Domnul mă răpește. Și am zis, slavă Domnului, nu știam eu așa prea multe atunci. Am venit de casă și m-am rugat și așteptam să se împlinească de 40 de zile. Bineînțeles că s-au împlinit, Domnul nu l-a răpit și trist este că astăzi nu este în casa lui Dumnezeu. Pentru că unii dintre noi ne axăm pentru ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit sau nu ne-a vorbit și uităm ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi astăzi în biserică, în viața noastră, în familiile noastre, măriți să fie numele Domnului. Aș dori ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă astăzi să mă întorc la El, că Dumnezeu mă cheamă astăzi să mă apropiu de El și zic, Doamne, binecuvintează-ne la aceasta, măriți să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului care a fost citit în ziua de astăzi nu este un cuvânt ușor. Nu este un cuvânt ușor ca să predici unei biserici sau să vorbești unui popor care caută să se apropie de Domnul.
Chiar dacă venim în fiecare zi aici, aproape în fiecare zi, marța, joia, duminica, în alte locuri, miercurea, vinerea, venim în casa lui Dumnezeu și în fiecare zi auzim cuvântul. Dacă nu-l auzim aici și-l luăm în mână, probabil și-l citim. Și totuși mi-am dat seama că trăim într-o vreme unde este așa mare criză spirituală de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Cu totuși că cuvântul se veștește în fiecare zi. Căci cuvântul este vestit în biserică. Uneori ne bazăm doar pentru ceea ce Dumnezeu ne vorbește aici. Și când mergem acasă, nu deschidem Sfânta Scriptură să citim. Citim așa de puțin din ea. Este lipsă uneori de lucrul acesta în viața noastră. Deci aș dori ca Dumnezeu să pună cuvântul acesta în viața noastră și să-l citim în fiecare zi. Pentru că nu ajunge doar să-l ascult dintr-o predică. Nu ajunge să-l ascult dintr-o cântare pe care Dumnezeu lucrează sau printr-o poezie, ci trebuie să fie omul acela care să iau Biblia în mână, pentru că toți avem Biblie în vremea aceasta. Nu sunt vremurile de în secolul trecut, când mai puțin aveau Cuvântul lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, fiecare dintre noi avem Biblia acasă. O avem, probabil, pe noptieră sau în bibliotecă. Și de atâtea ori, probabil, o prinde praful. Aș dori ca Dumnezeu să pună un duh de cercetare a Cuvântului lui Dumnezeu, ca să-l pot să-l înțeleg. Și atunci când înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu, știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră astăzi. E așa că de atâtea ori amânăm să ne pocăim ce spune mâine. Nu e așa că de atâtea ori spunem peste o săptămână, eu am făcut lucrul acesta și pe mine m-a costat mult. Dar mi-aduc aminte, pentru că Dumnezeu s-a îndurat de viața mea, dar mi-aduc aminte de cineva de care nu s-a îndurat Dumnezeu. Mai mulți ani în urmă, un prieten bun de-al meu făcea o fundație la un bloc. Erau la muncă. Spune că prietenul ăsta meu mi-a mărturisit el. Spunea la un coleg de-al meu care era din familie de pocăiți, din familie de creștini, nu trăia adevărul, rătăcea lumea aceasta, a început să-i vestească Evanghelia. Și a spus, știi ce? A trebuit să te întorci la Iisus, să pând în groapa aceea, pentru că se fau pe excavatorul și erau încă restul care rămâneau și aruncau cu lopate, erau undeva în jur la un metru și ceva fundația aceea. Și prietenul acesta al meu îi spunea despre Domnul Iisus Hristos, ca să mă înțelegeți mai bine, frate cu fratele Pavel Negușel, de la Cluj, cu Sandru Negușel, pe care îl cheamă Pavel Negușel, un copil deosebit, un om care se luptă să slujească Domnului. Și mi-aduc aminte, spuneam, stăteam de vorbă cu el. Și ceea ce el îmi spunea la fiecare lucru pe care eu îl spuneam că trebuie să apropie de Domnul, spunea, am timp. Sunt tânăr, aveam undeva la 22 de ani. Poate mâine, poate poimâine. Am timp. Și orice i-a spus și a început să-i spună despre Cuvântul lui Dumnezeu, ăsta era Cuvântul lui. Și spune, fratele Pavel, pentru că era căldură mare, a spus, mă duc să aduc o sticlă de apă. În momentul acela, fratele Pavel a ieșit din groapa aceea să aduc o sticlă de apă. Și în momentul acela, spune, n-am făcut nici doi pași. S-a bunit pământul acela peste el. Când s-a pus pământul acela peste el, bineînțeles că au venit colegii, au început să se arunce, să sape cu mâine, le-a băgat excavatorul ca să-l scoată afară. Spune, a durat undeva la 8 minute ca să-l putem scoate afară din groapă. Dar zice, trist este că pe fața lui a fost o pungă care a căzut, bineînțeles, cu mizerile care erau acolo. Nu l-am mai putut aduce la viață. Pentru că uneori noi credem că avem timp. Și ziua de mâine este ziua pe care Dumnezeu ne-a promis-o, nu ziua de astăzi. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne sfințim viața noastră. Așa cum am spus, cuvântul care a fost citit în ziua de astăzi este un cuvânt foarte greu. Dacă l-am rostit probabil așa cum este, unii probabil s-ar întrista, alții probabil ar avea judecăți mintea lor, dar cuvântul Domnului Ioan spune în felul următor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui meu nu este în el. Și au spus, da, se spune cuvântul 16, versetul 16, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Când vorbești de pofta ochilor, când vorbești de pofta firii pământești, când vorbești de lucrurile acestea, bineînțeles că sunt oameni la care nu le place. Dar cuvântul Domnului spunea în Romani, oameni care deja trebuiau să fie învățători, oameni care deja trebuiau să învețe pe alții, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei se hrănesc cu lapte și nu sunt obișnuiți cu bucate tare despre neprihănire, despre voia lui Dumnezeu.
Suntem obișnuiți ca să fim oamenii aceia să venim în casa lui Dumnezeu și să spunem ce aș putea să fac și totuși să rămân membru în biserică. Ce aș putea să trăiesc, așa cum spuneam uneori, a doua viață și totuși să rămân în biserică, să pot să cânt, să pot să fiu un slujitor în casa lui Dumnezeu și să nu mă deranjeze nimeni ca să mut ștacheta undeva mai încolo. Vreau să vă spun că în jocurile, în lumea aceasta, sunt oameni care au ajuns recorduri mondiale. Probabil că cei care fugeau la 1000 de metri au reușit să le facă în 3 minute și ceva. Au venit alții după ei și au spus, eu pot să-l dobor recordul acesta să vă duc la 2 minute și ceva. Și au reușit și au spus, vreau să mut ștacheta mai încoace. Noi suntem obișnuiți uneori să mutăm ștacheta mai încolo, nu să fim mai sfinți. Niciodată Dumnezeu nu o să se supere dacă biserica din El vrea să fie sfântă. Și frații, noi vrem să fim sfinți și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Totdeauna căutăm să mutăm ștacheta undeva mai încolo. Ce-aș putea eu să fac și totul să cânt în biserică? Ce-aș putea să mai fac și totul să predic Evanghelia? Și să mutăm în ștacheta un pic mai încolo. Cineva a fost întrebat cu un păstor, a spus, ce zici frate, aș putea să-mi fac și eu un tatuaj aici cu Iisus? Aș putea eu să mai vin la biserică dacă aș face un tatuaj? Uitat păstorul acela la el, vă dați seama cam ce întrebare i-a pus. Unii spun, dacă mă duc în fiecare zi la fotbal, mai pot să fiu membru? Cum să nu? Nu? Dacă te duci la fotbal, am un prieten care vine câteodată dimineața la muncă și zice, așa zi, eu pot să-i dați de bune efort la fotbal. M-am zis că ar trebui să te mai pocăiești. Adică dacă nu te duci în fiecare zi sau în fiecare seară, nu zic că este rău să facem mișcare. Ar zic că uneori mutăm ștachetele, încât credem că putem să slujim înaintea lui Dumnezeu, chiar cu aceste ștachete mutate. Care oameni care vin și spun, unii, dacă mă divorțez, mai pot să fiu membru în biserică? Dacă trăiesc în păcat, în curvie, în destrăbălare, în străcăciune, în adulter, dacă trăiesc în lucrurile acestea din lumea aceasta, aș mai putea și eu să fiu în biserică? Apostolul și cuvântul lui Dumnezeu Ioan le spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci pofta ochilor, lăudăroșia vieții, pofta firii pământești, s-ar putea într-o zi să te despartă și foarte sigur de împărăția lui Dumnezeu. Și biserica caută ca să mute uneori și unii sunt care caută să mute această ștachetă, să spună, pot să fac și eu lucrurile acestea și totuși să fiu în casa lui Dumnezeu membru, să fiu un om care să vină aici, să slujești și să cânt și să aduc și eu o jertfă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că astfel de jertfe nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Până acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce să faci? Să-l scoți. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, ce să faci? Să o tai. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă la fiecare gest necugetat care l-am făcut, am face lucrul acesta? Domnul să se îndure de viața noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca niciodată să nu mutăm ștacheta. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână același. Căci Dumnezeu rămâne neschimbat în viața noastră și El va rămâne același Dumnezeu. Unii sunt triști uneori că Dumnezeu nu lucrează în biserică de parcă Dumnezeu ar fi de bine. Dumnezeu nu este de bine niciodată. De bine, știți cine suntem? Noi. Noi suntem de bine pentru că nu mai trăim ceea ce trebuia să trăim. Pentru că încă în viața noastră mai este pofta firii pământești. Pentru că în viața noastră încă mai este pofta ochilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iob s-a oprit înaintea Domnului și a făcut o juruință. Și uneori m-am gândit mult la juruința aceasta și mi-am dat seama că uneori nu mi-am prăstat ochiul curat. Chiar dacă unii nu recunosc lucrul acesta, dar mi-am dat seama că Iob s-a oprit înaintea lui Dumnezeu și o să voi face legământ cu ochii mei, că nu o să mi s-oprească ochii asupra unei picioare. Trăim o vreme în care oamenii, bărbații, tinerii, nu-și opresc ochii și cuvântul lui Dumnezeu spune că într-o zi aceste sunt lucruri care iubesc lumea și dragostea Tatălui nu locuiește noi. Apoi la o dorosirea vieții, mi-aduc aminte nu de multă vreme, de câteva zile, am fost la cineva în casă și într-o discuție în care am avut, am întrebat pe femeia aceea, doamna aceea a spus, a unde ați lucrat, unde lucrat? Și-a spus, am fost șefă la mobilă, zice, nu vezi ce mobilă frumoasă am în casă, m-am uitat, eu n-am văzut mobilă. Uita, n-am fost atent. Dar eu nu știu ce mobilă frumoasă are în casă. Vă dați seama, sunt oameni care când stai de vorbă cu ei, în câteva minute, nici n-a pus să stai de vorbă, ești ce spun? Cum le merge? Care sunt afacerile?
cumpăr banii și începem să ne lăudăm și uităm că ceea ce trebuie să facem în vremea aceasta este să-L mărim pe Dumnezeu și să lăudăm pe mirele mirilor și Domnul Domnilor, Împăratul Împăratului, care este Iisus Hristos. Cu El trebuie să ne lăudăm, frați și surori. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta și Dumnezeu să ne întărească să avem o viață sfântă și să avem ochii curați și o inimă spălată în sângele Lui. Măriți să fie Domnul! Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta, frați și surori. Dumnezeu mă cheamă ca să fiu omul acela care să rămân credincios lui Dumnezeu, ca să rămân aproape de Dumnezeu, ca orice s-ar întâmpla în viața mea, ca orice va fi în sufletul meu, să rămân același om. Ori dacă voi trece prin încercări sau prin bucurii, dacă voi trece prin necazuri sau suferințe, să rămân neschimbat. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Dar lucrul acesta îl putem face atunci când Dumnezeu lucrează în viața voastră, când El este stăpânul meu și eu sunt copilul Lui. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, mărit să fie numele Domnului. Îmi aduc aminte că într-o zi, în urmă cu 8 ani de zile, era foarte greu de muncă în Spania. Bineînțeles că acolo, dacă nu-ți găsești un loc de muncă, nu ai bani și dacă nu ai bani, ai cu ce să trăiești. Suneam uneori aici și dacă iară se întâmplă să aștepți pensia, te mai duci uneori în grădină și mai scoți niște cartofi sau tai pui. Am spus odată la cineva că mai am pui acasă, îi tai pe toți. Și ai de unde să trăiești. Dar având în vedere că acolo nu este așa. Acolo, în momentul când nu muncești, n-ai de unde să-ți câștigi pâinea. Și dacă n-ai de unde să-ți câștigi pâinea, nu poți să trăiești. Pentru că acolo n-ai la cine să mergi să ceri împrumut și blocurile deocamdată nu dau roșii și nici ca străbe să mergi în grădină. Dar mi-aduc aminte că a venit un prieten la mine, ieșind de la biserică, și a spus, frate Daniel, vreau să mă duc până în Madrid, pentru că am găsit ceva de lucru, dar nu am bani să mă duc. Am uitat la el și am spus, nici eu n-am bani la mine. A spus, cum să facem, pentru că n-am bani să-mi plătesc metroul, să-mi plătesc ceea ce autobuzul. A spus, știi ceva, eu am un tichet la mine. Tichetul acela era, care se putea folosi particular, era un tichet care putea să circul cu orice autobuz, cu orice tren, care te costa, cei care au fost în Spania știu lucrul acesta, putea să circul cu el. Dar normal, tichetul acela era cu un abonament cu poza ta. Tichetul nu avea poză. Tichetul putea să-l folosească oricine, nu mai avea o literă pe el. Dacă se uita bine și dădea seama că nu este al tău, că este la oricineva. I-a spus, băi, frate, eu am tichetul ăsta. Eu să-l dau să te duci în Madrid. Abonament el avea, dar n-avea tichetul. Tichetul acela era undeva la 70 de euro pe lună. Dar atunci era în peseta, nu mi-aduc aminte cât era atunci în peseta. A spus, să dau tichetul ăsta, cu tichetul ăsta pot să cer cu unde vei vrea și când vine seara mi-l aduce înapoi. Înțeles că, fiind săraci amândoi, unii au spus, băi, ai păcătuit, știi că ai dat tichetul, știi, am vrut să fac și o faptă bună. Dar ce vreau să scot în evidență? Că cineva era lângă mine, un frate credincios, zis credincios, s-a uitat la mine și a spus, frate, dar e vreau să te mustru. Și am spus, primi-ați mustrarea, nu trebuie să-i dai tichetul. A spus, ce să fac dacă omul trebuie să meargă în Madrid? S-a uitat la mine, a spus, nu trebuie să-i dai, că ai greșit. Și am spus, știi ce? Ca să nu fi păcătuit nici eu, nici el, trebuie să-ți costă cu 10 euro, sau peseta, îi spuneam atunci, să-i dai și nu greșeam niciunul. Suntem de atâtea ori obișnuiți să ne uităm la cel de lângă noi. Suntem de atâtea ori obișnuiți să mutăm ștacheta și să judecăm în dreptul altuia. Și uităm ca să înțelegem care este voia lui Dumnezeu, așa cum am început să spun, cu privire la viața noastră în ziua de astăzi. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și adunarea să fie plină de Duhul Sfânt, ca să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu noi. În versetul 25 spune că Cel ne-a făgăduit ceva. Dacă avem această viață curată, dacă suntem oameni aceia care împăzesc ochii, împăzesc ființa și nu am nici lăudăușia vieții, dacă l-am pe Hristos în viața mea, spune versetul 25, ultima parte, că El ne făgăduiește ceva. Spune că ne făgăduiește viața veșnică. Avem o făgăduință nu de pe pământul acesta. Avem o făgăduință nu despre lucrurile din lumea aceasta.
Nu despre ceea ce eu spuneam într-o zi că Dumnezeu să se atingă de noi sau nu să se atingă. Că Dumnezeu ne trece din lumea aceasta sau nu ne trece din lumea aceasta. Căci Dumnezeu într-o zi mă va binecuvânta sau nu mă va binecuvânta. Și avem o făgăduință mai mult decât lumea aceasta. Avem o făgăduință, viața veșnică. Avem veșnicia care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. El trebuie să fiu gata și pregătit pentru acea zi de veșnicie. Te uiți la oameni când trebuie să plece din lumea aceasta. Și unii dintre ei sunt triști. Ne pregătim, spunea cineva, o viață întreagă ca să plecăm din lumea aceasta. Și când suntem gata să plecăm, parcă suntem triști. Parcă ne supărăm. Parcă punem bisericile să se roage pentru noi. Să spunem, am vrea să mai rămânim pe pământul acesta. Vreau să spun că dacă sunt tânăr, uneori m-am rugat și am spus, Doamne, dacă ai venit, n-aș fi supărat deloc. Dacă ar trebui să plec din lumea aceasta. Pentru că știu că dincolo mi-ai pregătit un loc. Am eu convingerea aceasta. Sunt eu curat la suflet în ziua de astăzi. Sunt omul care n-a mutat ștacheta niciodată ca să pot să-L întâmpinesc pe Dumnezeu. Suntem pregătiți, frașesor. Biserica din Dumnezeu este pregătită ca să întâmpineze pe Domnul. Suntem oameni aceia care nu ne lăudăm. Suntem oameni aceia care nu avem firea pământească. Suntem oameni aceia care am mai făcut legământ cu ochii noștri. Suntem oameni aceia care căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Să spunem, Doamne, vrem să lucrezi în viața noastră? Domnul să ne binecuvintează la aceasta. Pentru că făgăduința aceasta este pentru noi. Pentru fiecare care suntem în ziua de astăzi aici. Noi nu suntem la voia întâmplării aici. Ci este pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Cu fiecare care suntem în ziua de astăzi aici. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta, ca această făgăduință să rămână în viața noastră. Dar făgăduința aceasta în versetul 29, care a fost citit ultimul verset, spunea că o dă celor care sunt neprihăniți, celor care sunt sfinți. Aminteam eu odată aici, pentru că sunt foarte multe mișcări care nici nu știi în ce să le încadrezi. Nu după cum se îmbracă, pentru că n-am căutat să mă uit la lucrul acesta niciodată. Nu după cum se manifestă, ci felul lor de a fi. Și am stat de vorbă odată cu cineva și a spus, nu e nicio problemă că unde te duci la biserică. Un singur lucru, dacă trăiești neprihănirea. Pentru că cei ce trăiesc neprihănirea, îl au pe Iisus Hristos în inimă. Și după ce se poate verifica un creștin, cum trăiește neprihănirea? Cuvântul Domnului spune, orice pom bun, aduce roade bune. Și orice pom rău, aduce roade rea. Uneori am venit la biserică și uneori am anunțat frații, am spus, de data aceasta nu voi sluji. Pentru că vreau să stau să mă mai pocăiesc. Uneori uităm să ne verificăm pe noi. Și uneori ne mințim chiar pe viața noastră. Și uităm să ne uităm în dreptul nostru să vedem trăim noi sfințenia? Sau am mutat ștacheta? Sau nu este problemă dacă fac un tatuaj? Mai nou, nu știu, aici la noi dacă este, nu știu, nu m-am uitat. L-am văzut la unii tineri, au așa niște brățele de plastic. Eu m-am uitat la ea și am zis, dar ce cu brățeala asta de plastic? Spunea aici, scrie Jesus, Iisus, alții, tot felul de răspuns. Totuși, de ce o folosești? Sunt oameni care apar tot felul de lucruri, am spus, dar nu e nicio problemă. Spune, dar nici eu nu am spus că e o problemă. Totdeauna am spus, de ce o folosești? Pentru că vrem să vestim Evanghelia cu un tatuaj, cu un pește pe mașină, spunea cineva, un pește pe mașină se poate că suntem noi pocăiți. Știți când ceva vedea lumea că suntem noi creștini? Nici prin tatuaj, nici prin plasticurile care le purtăm la mână, nici prin ceea ce vom arăta noi exterior. Și va fi dacă ne vom iubi unii pe alții, și vom trăi neprihănirea. Dumnezeu va lucra în jocul nostru. Dar atâta timp cât încă noi mai zace pofta ochilor, dacă noi mai zace pofta firii pământești, dacă noi mai sunt aceste gânduri sau lăudăroșia vieții, mai ales la cei care mai au avuții, caută să se laude. Dar vreau să spun că am întâlnit oameni care au avut foarte multe avuții. Vorbind în vremea aceasta, milioane de euro. Și un prieten bun de-al meu nu era creștin pentecostal. Nu știu dacă am spus în locul acesta, era de sâmbătă. El era un om deosebit, era căsătorit cu tânără pentecostală. Și el era sâmbetist. Bineînțeles că niciodată n-a contrazis
Era un om deosebit, dar spunea, eu țin și sâmbătă și duminica, să am pace în familie. Spune, eu mă duc duminica și țin și sâmbătă. Spune, așa am crescut de mic. Vă spune, niciodată nu voi lucra pentru mine, ci totdeauna caut să lucru pentru Dumnezeu, dacă voi putea să fac ceva sâmbătă. Îmi aduc aminte că am vrut să reformăm biserica de acolo din Spania, să o renovăm, și am sunat la telefon și am spus, poți să lași oamenii sâmbătă să vină la lucru, dacă ei va fi nevoie? Și am spus, frate Daniel, pentru Domnul, vin și eu. Nu numai frații care lucrează la mine, avem 150 de oameni. Și a spus, pentru Domnul fac, dar pentru mine nu voi face niciodată nimic. Îmi aduc aminte că într-o zi l-a sunat un șef mare, pentru blocul acele mari care s-au făcut în Madrid, unele dintre cele mai înalte blocuri. El a lucrat acolo la blocul acela și a făcut tot interiorul din rigid. Și spunea că l-a sunat într-o zi, eu am fost acolo, am stat de vorbă cu el. Și a spus, dacă mâine nu s-a pus oamenii la lucru, era sâmbătă, ei trebuiau să aveau urgență, trebuiau să termine, deci ai să pierzi 120.000 de euro. Și l-a spus, nu e nicio problemă să pierd tot. Dar oamenii mei nu o să meargă la lucru sâmbătă. Și la ce m-am gândit atunci? Nu pentru că sâmbătă sau duminică, nu asta m-am gândit. M-am gândit la ceea ce el a crezut. Și a spus, noi uneori ce credem? Ce punem noi pasă pe cuvântul lui Dumnezeu? El asta a crezut atunci și a spus, nu mă pot duce sâmbătă și nu s-a dus. Și a spus, pierd 120.000 și a pierdut 120.000. Am rămas uimit într-o zi, l-am întrebat și a spus, fratele meu, spun, de ce să-i pun cu BMW-ul? Avea un BMW-ul 6. Și a spus, frate Daniel, n-am putut să umbl cu BMW-ul ăsta. Și a spus, de ce n-ai putut să umbli? Și a spus, când mergeam la biserică, se uitau frații la mine și mi-am dat seama că trebuie să-l vând. Și și-a luat o mașină de 10.000. Și a spus, îmi iau o mașină de 10.000 și la locul mergea cu un Volkswagen Caddy, cum se spune aici. A spus, știi de ce? Pentru că am observat că oamenii se uită la mine și a spus, dacă pot să fac ceva, pot să ajut. Și am văzut omul acela că Dumnezeu a pus în el ceva ce mulți n-a pus. Și m-am uitat la noi la Pentecostal, m-am uitat la alte credințe și am spus, Doamne, oameni care aveau. Și a spus, nu-mi permit, pentru că eu înțeleg ceva la ceea ce Dumnezeu m-a chemat. Și am văzut omul acela deosebit în care Dumnezeu a făcut schimbări mari. Pentru că într-o zi a înțeles că vrea să se apropie de Dumnezeu. Au fost oameni care din neamul lui, din familia lui, din biserică, au fost bolnavi de cancer. Și mi-a aduc de aminte că a spus atunci, tânărul acela, nu el personal, el nu s-a laudat niciodată. A spus, ce mai faci? Spunea, mulțumesc lui Dumnezeu că îl chema Mișii. Fratele Mișii, spunea el, sunt bolnav de ani de, avea 6 luni de zile, mi se pare că era bolnav. Și a spus, n-am dorit să de nicio pâine. Pentru că în fiecare săptămână a venit la mine acasă și a spus, vreau să-ți aduc toate cumpărăturile de care are nevoie familia mea. Pentru că vreau să fac ceva, nu numai pentru față, pentru biserică. Și a spus, omul acesta, chiar dacă a avut, mi-a dat seama că a dat atât de mult pentru cei din jurul lor. A vândut și mașina, pentru că a spus, eu nu pot să trăiesc în lux când altul trăiește în sărăcie. A înțeles ceea ce înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu, frați și surori. Sunt gata să mă sacrific pentru Domnul? Sunt gata să mă sacrific pentru biserică? Sunt gata să mă sacrific pentru frați? Să plâng cu cei ce plâng și să mă bucur cu cei ce se bucură? Avem noi această nădejde noi? Această nădejde că într-o zi vom fi răsplătiți. Ceea ce Domnul Iisus spunea, că ce într-o zi vom avea unde? O comoră? În ceruri. Acolo nu mai mănâncă nici molile. Acolo nu se strică. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne arată că va rămâne și într-o zi mă întâlnesc cu ceea ce de fapt am făcut aici pe pământ. Aș dori ca Dumnezeu să ne atingă inima și să înțelegem ceea ce trebuie să facem astăzi și nu mâine. Poate aveți multe promisiuni și nu mă îndoiesc. Poate Dumnezeu v-a promis multe și vă bucurați de ele și așteptați împlinirea lor. Dar aș dori ca Dumnezeu să vă facă să înțelegeți ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit astăzi și ceea ce Dumnezeu vrea să faci astăzi. Aș dori ca Duhul Sfânt să ne atingă, să fim oameni care să trăim sfințenia și pocăință adevărată. Să nu căutăm niciodată să putem ștacheta. Dacă se poate, apropie mai mult de tine, apropie-te de Dumnezeu mai mult și Dumnezeu va fi bucuros de noi și într-o zi ne va pregăti un loc care este viața veșnică. Măriți-vă Domnul. Amin.